găsit, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Da, o mega exclusivitate în această seară, interviu cu șeful Casei Naționale de Pensii, pentru că au fost câteva ședințe de urgență săptămâna aceasta acolo. O să vedeți de ce s-au schimbat taloanele de pensii pentru 3 milioane de pensionari în luna iulie, adică peste câteva zile deja s-au tipărit noile taloane. O să vedeți ce propuneri de modificări sunt la nivelul caselor de pensii, apropo de sporuri și de alte chestiuni care se iau în calcul atunci când vine vorba despre o pensie, despre baza de calcul a unei pensii. La fel de important, doamnelor și domnilor, o să vedeți, se lucrează și la o nouă formulă de calcul pentru pensii. Este propunerea celor de la Casa de Pensii, adică propunerea tehnică, o analizăm în premieră în această seară aici la România TV. Când în egală măsură, doamnelor și domnilor, avem imagini cu proteste fără precedent, forțele de ordine împrăștie oamenii pentru că este o reuniune a liderilor lumii, apropo de înarmare, apropo de soarta războiului, sunt decizii de ultim moment acolo. Domnul Eric Mocanu este în direct cu noi să ne spună ce se întâmplă în Germania. De asemenea, doamnelor și domnilor, avem informații și despre cum creșterea prețului la carburant îi lasă pe unii practic fără alternativă și fără hrană în egală măsură. Se întâmplă aici în România și acolo proteste, doamnelor și domnilor. Mă scuzați. Alături de noi în această seară, fostul ministru de finanțe, domnul Gheorghe Alomițianu, de asemenea fostul premier Petre Roman împreună cu noi. Salut pe toată lumea și înainte să vedem acest interviu cu președintele Casei de Pensii, mi l-a acordat în urmă cu puțin timp, aș vrea să vedem imaginile momentului cu aceste proteste din Germania. Domnule Eric Mocanu, explicați-ne, pentru că vedem aceste proteste înainte de summitul marilor puteri, summitul G7, începe în Germania astăzi. Urmează de asemenea un summit extrem de important la Madrid în următoarele zile. Se vorbește despre înarmare, despre o nouă ordine la nivelul țărilor și despre soarta războiului. De ce se protestează acolo? Da, imaginile care s-au arătat mai înainte au fost de ieri de la München, unde s-a înghețat un protest de 20.000 de cetățeni. Până la urmă au venit numai vreo 5.000, dar acestea au produs un scandal contra poliției și contra acestui summit care este început astăzi la orele 12, cât și următorul summit NATO. Lumea s-a săturat în ultimii 2 ani de zile de minciunile din pandemie pe care ei spun că politicul din toate țările le-au făcut. Acum au mai venit și acest scandal între Rusia și Ucraina, care tot protestatarii spun că este vina politicului american, german, francez și reprezentanții care sunt astăzi la summitul G7. Ei nu mai au încredere, ei vor ca să fie politicul, să schimbe stilul ăsta de politică și să întrebe cetățenii ce vor ei să facă. Pentru că și în cazul ăsta de summit s-au aruncat, adică Germania aruncă 180 de milioane de euro doar pentru 3 zile să se întâlnească cei 7 conducători al lumii, să spunem așa, și invitații lor, care cetățenii le zic
gata, ajunge, nu se mai poate. Deci se cheltuie miliarde de bani pentru nimic. Ce nu s-a vorbit până acum este că, de exemplu, azi dimineață, la ora 10, a fost o întâlnire între cancelarul Olaf Scholz al Germaniei și Biden, președintele Americii. Amândoi au discutat despre niște lucruri, că, adică ei știu că există o problemă, o criză mondială cu energia, că există o criză mondială economică și că trebuie rezolvată. Problema este că ei nu au venit cu soluții. Cum rezolvăm noi problemele să se ieftinească înapoi benzina, motorina, să se ieftinească alimentele și totul ce s-a scumpit în ultimele 3 luni de zile, nu există discutat la această întâlnire de azi dimineață de la ora 10. La orele 12 a început summitul G7, s-a făcut deschiderea și până la ora actuală s-a discutat în tot grupul de aceste crize, aceste probleme. Iarăși, a ieșit Olaf Scholz și a făcut o conferință de presă în care a spus: da, am discutat, toți membrii summitului suntem de acord că avem o problemă și trebuie să o rezolvăm. Bun, noi rezolvăm de zeci de ani de zile probleme, dar din păcate nu cu soluții, numai cu vorbe. Și este clar că cetățenii care ies la proteste, la un moment dat, să leagă și de poliție, să leagă și de cei care conduc aceste... O stare de furie, cum bine spuneți, și după acest summit G7, urmează în doar 2 zile summitul NATO de la Madrid. Aliații vor să pregătească estul Europei acolo pentru scenariul unui război cu trupele lui Vladimir Putin. Marius Gârlașiu ne dă chiar acum detaliile. Bun găsit tuturor! Președintele Klaus Iohannis merge săptămâna viitoare la Madrid. Ne așteaptă un summit NATO în care se vor lua decizii cruciale, decizii istorice pentru țările din estul Europei. În primul rând, aliații care se vor reuni la summitul NATO de la Madrid vor adopta noul concept strategic al alianței. Este practic documentul programatic care va defini viziunea și strategia NATO pentru următorul deceniu și avem deja câteva detalii din acest document de o importanță covârșitoare. În primul rând, Federația Rusă va fi desemnată oficial drept principala amenințare la adresa Alianței Nord-Atlantice, iar Marea Neagră va apărea drept punct strategic esențial în securitatea colectivă. Mircea Joană, numărul 2 în NATO, spunea că România ar trebui să se aștepte la decizii istorice la acest summit NATO care va avea loc săptămâna viitoare la Madrid și la care va participa președintele Klaus Iohannis, pentru că aliații vor lua măsuri istorice pentru țările din estul Europei. Și avem deja, vedeți în spatele meu, câteva dintre aceste măsuri care vor fi adoptate la summitul NATO de la Madrid. În primul rând, acele grupuri de luptă care există astăzi pe teritoriul țărilor din flancul estic al NATO vor fi ridicate la rang de brigadă. Ce înseamnă asta? Foarte simplu, un grup de luptă al NATO numără în prezent 1000 de militari. Ori dacă ținem cont că astăzi în România, pe teritoriul țării noastre, avem peste 5000 de soldați ai forțelor aliate, o brigada a NATO poate ajunge până la 4000 de soldați, deci după ridicarea grupului de luptă al NATO din România la rangul de brigadă, am putea să avem în România 10000 de soldați ai trupelor aliate pe teritoriul țării. Dincolo de acest lucru, aliații ar vrea să prepoziționeze armamente, echipamente militare și muniție pe teritoriul țărilor din flancul estic al NATO. Ne întrebăm evident de ce ar face acest lucru. Foarte simplu, pentru că aliații și-au dat seama odată cu războiul din Ucraina că este foarte greu de alimentat cu armament o țară aflată în război, de pildă cum este astăzi Ucraina. Este foarte greu de menținut acele linii continue de aprovizionare, așa că soluția găsită de liderii NATO este aceea să instaleze deja de pe acum echipamente militare și armament pe teritoriul țărilor din flancul estic al NATO, tocmai pentru ca aceste țări să fie pregătite în orice moment de scenariul, de ipoteza unei invazii din partea trupelor armatei ruse. Dincolo de acest lucru,
aliații vor ca țările din estul Europei să-și facă planuri regionale de apărare în locul actualelor planuri de apărare națională. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mai multe țări în comun să elaboreze un plan regional de apărare. Asta ar însemna, evident, și ca țările din flancul estic al NATO să-și pună la dispoziție mijloacele și capacitățile militare, tocmai pentru ca răspunsul să fie unul mult mai eficient în cazul unei invazii, în cazul unui război. Și acest răspuns eficient, evident, să ajute aceste țări din flancul estic al NATO prin planurile regionale de apărare să se apere, să se ajute una pe alta. Dincolo de acest lucru, evident, va crește și integrarea militară între țările din flancul estic al NATO, pentru că, așa cum spuneam, își vor pune la comun capacitățile militare, inclusiv domeniile de intelligence militară, adică acele informații sensibile obținute de serviciile secrete militare. Și nu doar atât, se va crea și o forță specială de reacție rapidă a NATO. Presa britanică scrie că această forță de reacție rapidă ar urma să aibă în jur de 200.000 de soldați NATO, soldați care ar fi gata în orice moment să fie trimiși în maxim 48 de ore pe teritoriul țărilor din flancul estic al NATO, în scenariul în care Vladimir Putin ar decide să forțeze articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, adică în scenariul în care trupele lui Vladimir Putin ar invada o țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Mulțumesc, Marius. Și acum, domnule Petre Romana, chiar avem o reacție a președintelui României, Klaus Iohannis, apropo de summitul G7, cel cu proteste. Salut anunțul președintelui Biden privind cooperarea energetică între România și Statele Unite cu 14 milioane de dolari pentru o nouă etapă a programului de reactoare modulare în țara noastră. Adică vom construi niște microcentrale nucleare. Da, centrale nucleare de mică putere, ele nu sunt încă operaționale, nici măcar în Statele Unite. Încă ridică probleme de eficiență. Mă rog, faptul că ne introducem într-o zonă de tehnologie nouă nu e rău, numai că noi România, dispunem de încă cel puțin două, dacă nu trei, situri pentru a construi unități nucleare, așa cum le-am avut pe cele două în funcțiune și care au dat foarte bun randament și care sunt acolo și care nu necesită decât niște investiții pentru care există deja interes, pentru care, sigur, avem nevoie tot de parteneriat cu Statele Unite, respectiv cu General Electric, care a construit aceste turbine la primele două. Eu zic că... Au apărut ploșnițele de lac și nu mai știu ce licurici de junglă și de-aia nu le-am finalizat, ca să zicem așa. ONG-urile care au vorba protestat. Fiind vorba de noi tehnologii, la urma urmelor nu-i rău, dar noi ar trebui să ne îndreptăm către ceea ce ne-ar face o putere energetică în zonă. Și e simplu. Și acum, doamnelor și domnilor, breaking news cu acel interviu extrem, extrem de important cu președintele Casei Naționale de Pensii. O să vedeți fluturașe noi, taloane noi, pentru 3,3 milioane de pensionari în luna iulie. Domnule președinte, extrem de important. Știrea momentului a început tipărirea taloanelor pentru cei 700 de lei în plus, care se dau începând cu 1 iulie. Explicați-ne! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Este vorba despre ordonanța de urgență 74/2022, care spune foarte clar că persoanele care au venituri până la incidența sumei de 2000 de lei vor beneficia, pe lângă pensie, de un ajutor financiar în sumă de 700 de lei. Ca impact pot să vă spun că sunt peste 3,2 milioane de pensionari care vor beneficia de acest ajutor financiar suplimentar. În momentul de față, noi suntem în plin proces de tipărire, undeva la sfârșitul acestei săptămâni încercăm să finalizăm tipărirea celor aproximativ 5 milioane de taloane de pensie câte avem în momentul de față în plată. Deci suntem în grafic, astfel încât chiar cu începând cu prima zi ale lunii iulie, să achităm aceste pensii, pe lângă pensii și acest ajutor prevăzut de actul normativ de care am menționat mai devreme. Să înțeleagă cetățenii, pe talonul de pensie va vedea pensia... Pe lângă pensia, care este distinctă, este un ajutor separat social, pe talon. Da, în sumă de 700 de lei. Și va fi doar în luna iulie. Exact cum prevede actul normativ. Și
oamenii au dreptul să conteste, pentru că foarte clar ați spus noastră, este vorba despre venitul de 2000 de lei. Așa adică este. Nu e vorba de pensie, adică s-ar putea ca anumiți pensionari care au 1900 de lei, dar poate mai au o chirie, poate mai au o arendă, mai au ceva, eu vreau să nu beneficieze. Asta vreau să vă spun și foarte bine ați punctat. Este vorba despre venituri și aici este vorba în principal de venituri din pensii, la care se adaugă venituri din le speciale și venituri din, cum a spus dumneavoastră, din, eventual chiar și din salarii. Adică noi, înainte de a face aceste persoane, a le confirma ca eligibile, noi facem această analiză și am uitat să vă spun, este vorba și din venite din sistemele integrate, adică sistemul de pensii militare, sistemul administrației și internelor. Deci noi cumulăm aceste venituri, am făcut această analiză, astfel încât să consultăm bazele de date și de la ANAF, și de la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și propriul nostru sistem cu privind de legile speciale, și aceste 3,2 milioane de pensionari sunt exact cei care cumulat aceste venituri se află sub suma de 2000 de lei. De această analiză s-a făcut și eligibili sunt numai acele persoane, cum a spus dumneavoastră, care cumulează cu și cu celelalte se află sub acel prag de 2000 de lei. Și acești 700 de lei vor veni odată cu pensia în plată, da, pentru luna iulie. Da. Adică poștașul va aduce pensia. Nu va veni de două ori. Nu va veni o singură dată și v-am spus, fiind pe talon de pensie, ambele sume și va achita ambele sume. Pensia proprie plus acest ajutor de 700 de lei. De asemenea, știu că ați avut săptămâna aceasta o ședință extrem de importantă cu toți directorii caselor de pensii. Ce probleme sunt acolo? Și aș vrea să le luăm punctual puțin. Știu că este o mare, sau pensionat, mulți se întreabă ce se întâmplă cu aplicarea deciziei CCR pentru aplicarea indicelui de corecție pentru cei care au avut pensie anticipată. Sunt câteva zeci de mii de dosare în sensul acesta. Ce se întâmplă acolo când se plătesc banii restanți și dacă se vor plăti odată sau etapizat? Da, să știți că eu am aceste întâlniri periodice cu colegii mei din țară, pentru că este normal să fie așa. Sunt probleme care apar de-a lungul timpului și trebuie să am un feedback din partea colegilor din țară. Apar noi acte normative pe care noi trebuie să le implementăm cât de repede putem și lucrul acesta încercăm și ne străduim să o facem și vreau să vă reamintesc că în perioada aceasta am avut niște acte normative pe care trebuie urgent implementate și o parte din ele deja le-am implementat. Discutăm și aici, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor, în cel mai scurt moment, mulți oameni se vor pensiona mai devreme, 2-3 ani, dar este vorba un pic mai târziu. Haideți da, să abandonăm vis-a-vis de ce m-ați întrebat, este vorba despre hotărârea, despre decizia, de fapt, a Curții Constituționale numărul 670/2021, în care se spune foarte clar că beneficiarii de pensie anticipată parțial, care au avut drepturile deschise anterior anului 2011 și ulterior au trecut la pensia normală de limită de vârstă după anul 2011, când deja a intrat în vigoare legea 263 care prevede acordarea acelui indice de corecție, beneficiază și aceste persoane de indicele de corecție aferent anului în care au îndeplinit condițiile de limită de vârstă. Avem în jur de 30.000 de persoane la nivel național și pot să vă spun că am discutat cu colegii mei această problemă. O parte, mare parte din județe au finalizat această operațiune. Mai sunt decât foarte puține județe aici care nu au trecut. Aici oamenii se întreabă. Li se va, pentru că indicele acesta de corecție are o formulă de calcul foarte clară în legea pensiilor. El iese diferit de la an la an. Nu știu, pe vremuri 2015-2016 era 1,07, 1,12, 1,14, acum e 1,41. Adică ce indice de corecție? Că la 1,41 practic ai o pensie cu 41% mai mare decât ce a ieșit din punctaj. Lucrurile sunt destul de clare. Adică hotărârea Curții Constituționale spune în mod expres cum se calculează și cui se acordă acest indice de corecție și v-am spus și anterior că se ia în calcul exact anul în care pensionarul respectiv a trecut la pensia normală de limită de vârstă și se merge, bineînțeles, la tabel în funcție de anul când a ieșit și se vede exact indicele de corecție care îi corespunde respectivului beneficiar. Și suma restantă se va acorda de la
momentul în care practic a intrat în pensia, îndeplinind vârsta de pensie, și se vor da banii odată? Da, de fiecare dată. Vreau să fac o precizare. Și inclusiv când am avut de aplicat decizia 702, tot cu acordarea indicelor de corecție, banii s-au acordat integral, o singură dată, de la data când îndeplineau condițiile pentru acești oameni, de fapt, sunt două beneficii. De la momentul în care s-a recalculat pensia, ei au niște leuți în plus, poate unii mai mulți, alții mai puțin, și de asemenea au de recuperat o sumă restanță. Aferent indicelui de corecție. Absolut, din urmă. Da. Dar se ia de la momentul în care practic omul a intrat în pensie îndeplinind vârsta legală sau de la momentul deciziei Curții Constituționale? Adică el ia banii, de exemplu, pe 7 ani sau ia de când a decis Curtea Constituțională pe un an jumate sau nu știu de când e decizia? Decizia este din 2021. 2021, deci un an și un pic. Se ia exact din momentul în care au îndeplinit condițiile pentru acordarea deci acelui indice de corecție. Ani, ceea ce e o sumă consistentă. Să știți că nu este o sumă. Indicele de corecție, după cum spunea și dumneavoastră, a crescut foarte mult în momentul când s-au transferat contribuțiile de la angajator la angajat. Și a avut acea creștere la 1,41. Care, de fapt, a fost o creștere artificială, pentru Absolut. Că veniturile au fost același. Dar modul de calcul al indicelui de corecție, matematic, asta a ieșit din calcul și a ajuns la această cifră de 1,41. Dar anterior acestei creștere, diferențele erau foarte mici de la un an la altul. Deci nu sunt sume foarte mari de luat, dar sunt drepturile oamenilor, iar noi trebuie să punem în aplicare efectiv decizia Curții Constituționale. Cine se va pensiona mai devreme, cu 2, alții cu 3 sau chiar 4 ani? Sunt vorba de două acte normative distincte care se referă strict la anumiți beneficiari ai pensii, din sistemul public de pensii, vorbind în principal de aplicarea legii 197 pe 2020 și care a fost ulterior corectată prin legea 74 pe 2022, în care se spune foarte clar că personalul care a lucrat în zona, în principal din zona complexelor energetice, beneficiază în plus de condiții speciale. Practic, grupa a doua de muncă anterior, 1 aprilie 2001, este asimilată condițiilor speciale de muncă. Acest lucru are practic două beneficii. În primul rând, se scade vârsta, din vârsta standard de pensionare este proporțional, se scade cu numărul de ani lucrați în condiții speciale de muncă și beneficiază, bineînțeles, și de un punctaj suplimentar la pensie față de un pensionar care a lucrat în condiții normale de muncă. Un punctaj superior, gen grupa 1 sau gen grupa 2? Grupa 1. Condițiile speciale sunt asimilate grupei 1 adică de muncă. Adică punctajul cel mare. Un an înseamnă 2. Exact. Este cu 50% în plus. În momentul de față am reușit să acest act normativ să-l actualizăm în sistemul integrat informatic al Casei Naționale de Pensii Publice. Și pe lângă faptul că sunt foarte mulți beneficiari noi care intră în sistem, este vorba și de cei care au ieșit la pensie, trebuie să le facem și lor această revizuire în funcție de anii lucrați înainte de 2001 în condiții de grupa a doua, pentru a le face această asimilare pentru condiții speciale de muncă. Da, mai e o veste bună, înțeleg, și pentru orașe întregi, chiar orașe de aproape 100.000 de locuitori. Este vorba de alt act normativ, este vorba de completarea articolului 65, indice 5 din legea 263 pe 2010, unde este vorba despre localități de zone remanente, adică zone cu puternică poluare, unde de fiecare dată, în momentul de față, este vorba de legea 100. Mică. Exact. Și acum câte localități? În momentul de față avem două acte normative exact în perioada aceasta, legea 119 și legea 161, pe care trebuie să le implementăm, unde au apărut noi localități pe acea listă cu care fac parte din zone poluate, zona remanentă, astfel încât ei vor beneficia de o reducere de 2 ani față de vârsta standard de pensionare. De fapt, asta este principalul beneficiu pe care îl au aceste persoane care locuiesc, care domiciliază în aceste zone. La fel de important, domnule președinte, mulți pensionari acuză erori în sistem, de aceea înțeleg că aveți aproximativ 50.000 de procese în curs la toate casele de pensie. Evident că avem 5 milioane și ceva de pensionari, adică procentul nu e neapărat mare. Este un jur de 0,7%. 0,7%, dar sunt multe procese pe rol și, din câte înțeleg, cele mai multe sunt pe
acordarea sau introducerea sporurilor în baza de calcul a pensiei. Oamenii considerând că au plătit contribuții pentru acele sporuri primite, mai ales în perioada comunistă. Ce se întâmplă? Adică explicați puțin de ce în anumite zone se acceptă ca sporurile să fie beneficiu în pensie și atunci pensia poate ieși chiar și cu jumătate de punct, cu un punct mai mult, ceea ce e esențial. În alte zone ale țării, omul rămâne fără sporuri în baza de calcul a pensiei. Lucrurile sunt destul de clare. Nu aș putea eu să vă spun de ce într-o parte a țării se câștigă și într-o altă parte se pierde. Până la urmă, instanța este suverană și decide. Ideea este în felul următor. Creșterile nu sunt foarte mari pentru că, efectiv, noi luăm în calcul salariul de bază, salariul de încadrare. Este vorba, da, de sporurile permanente care se dă pe lângă salariul de încadrare. Exact. Și sporurile nu au o sumă foarte mare. Este în jur de 5-10%, cam atâta sunt sporurile care fac parte din acele sporuri din anvelopa salarială față de salariul efectiv de încadrare. Vorbim de sporuri înainte de 2001, care nu aveau niște sume exorbitante. Dar aici vorbesc... Uităm acum la stat, sunt sporuri și de 25%, adică... Da. Dar nu, ați zis vorba de sporul de vechime care se lua tot timpul. Aici sunt niște sporuri specifice domeniului de activitate, niște sporuri care nu aveau caracter permanent, se dădeau ocazional și din cauza aceasta legea, actuală legislație, nu le ia în calcul pentru că nu au un caracter permanent, ele sunt date secvențial și din cauza aceasta nu sunt luate în calcul. Dar, repet, acolo unde instanța hotărăște acest lucru, noi evident trebuie să le luăm în calcul și să luăm în plus, să le includem în baza de calcul a pensiilor. Dar creșterile, să știți că nu sunt spectaculoase. Cea mai mare creștere sunt la acordul global, care este cu totul și cu totul altceva. Practic, acordul global era o formă de remunerare înainte de Revoluție. Absolut, și adică dacă acolo, nu realizai... Exact, dar și la acordul global erau momente când erau realizări mari față de salariul care l-aveai în carnetul de muncă, dar erau și momente când nu reușeai să îți propui să acel realizat era sub salariul de încadrare și atunci trebuia evident să luăm salariul din carnetul de muncă, nu să mergem sub el. Dar, încă o dată vă spun, noi luăm în calcul aceste decizii ale instanțelor de judecată. Avem în jur de 48.000 în momentul de față de dosare pe rol la nivel național, în jur de 0,7%. Nu este un procent foarte mare. Acestea sunt, practic, deciziile pe care oamenii consideră că să le conteste. Au termen 45 de zile de la momentul când au primit decizia de pensionare pentru a fi contestate. Și, normal, ar trebui ca în momentul când există o practică generală, lucrul acesta ar trebui să se întâmple, să se facă o armonizare a legislației în funcție de acest lucru. Și ați propus asta majorității parlamentare? După cum bine știți, noi în momentul de față suntem în prim proces de evaluare. Noi acum, în momentul de față, noi luăm pe fiecare dosar, iar acele sporuri de care ziceam, le luăm și le identificăm separat, le punem separat într-o tabelă, astfel încât noua legea pensiilor, acest lucru era specificat, apropo, și în legea 127, ca sporurile la care s-a achitat contribuții de asigurări sociale să fie luate în calcul, la calculul pensiilor. Și noi considerăm că odată cu emiterea noului act normativ vom elimina această inechitate și aceste sporuri vor fi luate în calcul, dar mare atenție, cea mai mare condiție este ca asupra lor, bineînțeles, să se fie achitat contribuție de asigurări sociale. Și să se fie achitat CEASE. De unde se deduce asta? Adică vede omul în cartea de muncă dacă s-a achitat sau nu? Sau cum verificați dacă s-a achitat sau nu? Este angajatorul, eliberează un act prin care... Angajatorii aceia nu mai există în 95% din situații. Din păcate, în momentul de față, ce este înainte de 1 aprilie 2001, după cum bine știți, în legislația actuală se ia fie din înscrisurile din carnetul de muncă, fie din adiverențe eliberate de către angajatori. Corect. Chiar și dacă atunci, nu există angajatori, există firme specializate care au preluat arhivele și eliberează aceste adeverințe. Pe acest haos legislativ, și cred că cunoașteți acest caz, un cetățean cinstit în această țară, care n-a pus pistolul la tâmplă vreunui angajat de la casa de pensii, după 7 ani a rămas fără pensie. Mă refer la domnul Din, cunoașteți cazul. Adică fix haosul acesta. Depinde cum sunt privite lucrurile. Omul nu are nicio vină că lui s-a dat o pensie, că tot angajatul casei de pensii a zis tu meriți asta și după 7 ani
s-a uitat din nou pe dosar și a zis, doamne, nu trebuia să meriți asta. Tu, de fapt, nici măcar nu ai dreptul la pensie. Da. Adică aici poate ar trebui să faceți o propunere pentru legiuitor, astfel încât erorile evident neintenționate ale angajaților nu ar trebui plătite de oameni. Pentru că omul acela aproape că a făcut un infarct când a văzut lucrul ăsta. Și orice om în situația lui, care știe că n-a făcut o fraudă, n-a dat o mită, n-a făcut ceva rău, se trezească așa peste noapte fără pensie. Vă cred, dar credeți-mă, doamna Crăsulescu, acesta este un caz singular. Nu avem sunt singulare, cazuri. Au mai fost da. Pensionari obligați că... să dea bani înapoi. Erori de calcul. Credeți-mă că, într-adevăr, noi aveam o ordonanță în vigoare care a avut o perioadă de aplicativitate limitată, în care, într-adevăr, se specifica lucrul acesta, că acolo unde aceste erori nu sunt din vina pensionarului și nu neapărat și nici din vina funcționarului public, lucrurile acestea ar trebui să, aceste sume să se amnistieze și să nu fie plătite de către pensionar care, de fapt, a încasat banii respectivi. Dar această aplicabilitate a fost strict limitată, ordonanța, e vorba de ordonanța 125, dacă nu mă înțel, care a fost valabilă până undeva până în 2019. Nu putem să o mai aplicăm în momentul de față. Dar credeți-mă că acestea nu sunt cazuri, sunt niște cazuri total izolate. În general, noi în momentul de față am ajuns la circa 2,7 milioane de dosare și nu am mai avut cazuri de genul acesta. Da, o să vedeți și a doua parte a interviului. Acolo președintele Casei de Pensii ne vorbește despre propunerea legată de noua formulă de calcul. Știți că e o echipă tehnică la Casa de Pensii, dar până atunci suntem în direct cu doamna Doina Pârcălabu, a condus Casa Națională de Pensii. Întrebarea cheie, că totuși sunt multe procese, doamnă, pot fi vreodată rezolvate aceste erori de calcul? Că într-un județ recunosc sporurile, în alt județ nu le recunosc. Într-un județ zic că ești de grupa întâi, în alt județ zic că ești doar de grupa a doua. Și așa mai departe. Bună seara! Dacă discutăm de aceste situații care își încearcă rezolvarea în instanță, este clar că ele s-au mulțit de-a lungul timpului, tocmai datorită faptului că pensiile au fost foarte mici, atunci fiecare a încercat să găsească o soluție prin care spera că îi va fi majorată pensia. Pe de altă parte, toate modificările legislative cu privire în special la grupele de muncă și apoi toate aspectele legate de acele venituri provenite ca urmare a acordului global să fie luate în calcul, deși legea nu prevede acest lucru, au condus la aceste acțiuni în instanță. Mai mult decât atât, prin hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a stabilit că acordul global poate fi inclus în baza de calcul la determinarea punctajului, numai că această decizie nu este universal aplicabilă. Fiecare persoană trebuie să meargă în instanță, să invoce acea decizie și să aibă propria sentință care să prevadă acest lucru. De aceea suntem în această situație cu foarte, foarte multe dosare de pensii în instanță, ceea ce nu este benefic nici pentru pensionari, pentru că sunt puși pe drumuri și unii au capacitatea și înțelegerea necesară, alții trebuie să recurgă la avocat și atunci și adaugă alte cheltuieli pe lângă pensiile pe care trebuie să le suporte din pensiile și așa mici. Și atunci trebuie văzut dacă în viitoarea lege se vor clarifica aceste lucruri și dacă mă uit la ceea ce scrie în legea 127 pe 2019, mare parte din situațiile în care pensionarii recurg la instanță ar fi rezolvate prin faptul că se baza de calcul se majorează cu toate veniturile de natură salarială pe care le-a încasat o persoană de-a lungul timpului. Absolut. Îi mulțumim, doamnei Pârcălabu, și aici apare întrebarea cheie, domnule Ialomițianu. Oare noua lege s-o va face vreodată? Pentru că această nouă lege, evident, că va presupune și o majorare a punctajului. Doamna Crețulescu, să știți că legea 127 e o lege bună.
Dar sigur că guvernanții au spus că nu este sustenabilă. Ea a rezolvat și problema eliminării inechităților și în cazul în care persoana nu putea să aducă documente, primea un procent la pensie și sigur că rezolva acele probleme. Ea nu a fost aplicată. Să sperăm că acea lege va sta la baza noii legi. Da, eu am multe semne de întrebare pentru faptul am o experiență în guvernamentală. Știu când Fondul Monetar și Comisia Europeană și Banca Mondială au lucrat la legea din 2010, au luat în considerare sustenabilitatea. Adică să se majoreze vârsta de pensionare, să nu mai fie pensionări anticipate și să se țină cont de sustenabilitatea partea tocmai financiară. Tocmai vă spunea președintele Casei Naționale de Pensii că au votat vreo 3 legi în Parlament unde se reduce vârsta de pensionare în foarte multe localități. Asta face Parlamentul, care nu ține seama de noua lege. În mod normal ar trebui Parlamentul să nu mai voteze alte legi și să aprobe o nouă lege ca să nu mai creeze atâtea probleme că s-ar putea guvernul să proroge termenul sau să suspende. Aici e o problemă, e lupta între specialiștii de la casele de pensii și cei de la Banca Mondială. Și cei care au, de fapt, butoanele politicii și majoritatea în Parlament. Breaking news, pentru că avem un protest aici în România. Vedem, doamnelor și domnilor, un protest al localnicilor din Delta Dunării după ce transportatorul Navrom Tulce a anunțat că suspendă cursele pentru că nu a primit subvenția de la Ministerul Transportului. Locuitorii din zonă riscă să rămână fără apă și fără mâncare. O soluție de compensare în sumă fixă de 50 de bani, în sumă fixă de 50 de bani care se va aplica direct la pompă. 5 bani, 10 bani, 15 bani, 5 de bani, dolar mai răbda pământul. 5 bani, 10 bani. Domnule Petre Roman, până la urmă, lipsa subvenției, vedem că generează și această aberație în Delta Dunării, să lași peste 10.000 de oameni fără apă și pâine, adică zicem, dăm, da. Cum dai 50 de bani, mulți spun că asta e o glumă proastă. Da, asemenea, ceea ce pe mine mă supără, nu mă surprinde, din păcate. Situația asta, ea a fost fără îndoială reclamată de transportatori de multă vreme. Absolut. Iar autoritățile lasă să, ca să zic așa, să putrezească treaba până când oamenii sunt disperați și nu mai au încotro. Asta e o mare vulnerabilitate a statului român care ne este reproșată, în primul rând, de români, bineînțeles, dar și de instituțiile internaționale. Banca Mondială, Fondul Monetar, Comisia Europeană. Dom'le, nu mai lăsați lucrurile să se degradeze până când soluțiile sunt extreme. Nu? Vulnerabilitatea statului român se vede atâtea societăți, investitori care nu-și primesc banii. După, asta înseamnă că datoriile se acumulează, pasămite, ele nu apar ca un deficit, dar ele sunt acolo și la un moment dat explodează. Îi dau în judecată, până la urmă statul român plătește mai mult. Aici avem o mare problemă în legătură cu funcționalitatea statului român. Da, și apropo de funcționalitate, vă dau acum și partea a doua a interviului cu șeful Casei Naționale de Pensii, pentru că tot auzim, până și președintele Iohannis a zis, domnule, trebuie să dați pensii mai mari, faceți ceva. Iată-te, acolo, din punct de vedere tehnic, într-adevăr, se lucrează la o nouă formulă de calcul pentru pensii. Ascultați-l cu exactitate ce s-a propus, evident, din punct de vedere tehnic, pentru că politic decizia este la PNL și PSD.
Știu că există și un contract de consultanță cu Banca Mondială. Când să se aștepte pensionarul, evident, de la noastră aștept un răspuns tehnic, la acea nouă lege a pensiilor? Sunt convinsă că și cei de la Casa de Pensii sunt întrebați, personal tehnic. Bineînțeles că noi facem, este un grup de lucru mai larg la nivel de Ministerul Muncii, în care și noi facem parte din el și sunt specialiști din cadrul Ministerului Muncii, în care lucrăm la elaborarea noului act normativ. Dar în momentul de față, exact cum a spus și dumneavoastră, ca o notă de fundament, orice act normativ cu impact mare social trebuie să aibă o notă de fundamentare foarte bine argumentată, și atunci când am avut și legea 19, pe domnul vă reamintesc, legea pensiilor în 2001, când a intrat în vigoare 1 aprilie 2001, a trebuit să avem acest contract de consultanță cu o instituție internațională credibilă care practic să gireze cumva ca notă de fundamentare când noi facem acea expunere de motive, când acest act normativ intră în procesul normal de legiferare, ca să zic așa. Există actul normativ? Există actul normativ? Deci, în momentul de față, avem un contract, cum a spus și dumneavoastră, de la minister, care până la sfârșitul anului va trebui să primim niște livrabile din partea respectiv, din partea instituției, cu acele studii pe care ei le fac, cu acele tendințe, cu acele prognoze, cu privire și la punctul de pensie, la vârsta de pensionare, la salariul minim pe economie, la toate lucrurile acestea. Ei trebuie să ne pună la dispoziția noastră aceste lucruri, iar noi trebuie, toate sunt la nivel de recomandări și noi trebuie să ținem cont de ele când elaborăm acest act normativ de care v-am zis. Va fi acolo o nouă formulă de calcul pentru pensii? Nu, o formulă de calcul o facem noi, specialiștii. Asta. Nu, ei de când ne oferă niște cifre, niște analize, niște tendințe, dar formula de calcul trebuie să o facem noi. Absolut. Formula de calcul este apanajul guvernului, apanajul nostru. O nouă formulă de calcul diferită de cea din 263 sau 127? Eu, dacă vreți, vă spun părerea mea ca specialist care lucrez de peste 20 de ani. În momentul de față sunt aceste inechități tocmai din cauza că această formulă, în momentul de față care se aplică, a generat de-a lungul timpului aceste inechități. În ce sens? Exact ce vă spuneam mai dinainte. De-a lungul timpului, legea a suportat foarte multe modificări. Dacă luăm ultimele două legi, legea 19 și legea 263, care, deci 2000-2011, cea 19 a fost în 2000, cea 263 în 2011. De fiecare dată s-au utilizat la calculul pensiei stagii de cotizare diferite, dar prevăzute de legislație. Absolut. Și diferite și între femei și bărbați. Exact. Deci avem în momentul de față pensii în plată pe diferite legislații de-a lungul timpului, cu aceeași număr de puncte, dar cu cuantumuri diferite în plată. Pentru că așa a hotărât legislația de la momentul respectiv. S-au împărțit la stagii de la 20 de ani până la 35 de ani. Deci vă dați seama, dacă același număr de puncte le împarți la 20 și altă să le împarți la 35, ies cuantumuri total diferite, cu diferențe mari. Dar asta v-am zis, nu este din cauza că este o eroare de calcul, din cauza că legislația de-a lungul timpului asta a prevăzut. Părerea mea că ar trebui să se renunțe la acest mod de calcul, cu împărțirea pe aceste stagii diferențiate, și ar trebui să se revină la o formulă simplă de tot, în care să aibă numai ca principiu de bază, principiul contributivității, practic acel număr total de puncte trebuie să fie același, indiferent că unde ai lucrat, se ține cont evident de grupele de muncă, evident cine a lucrat în condiții grele de muncă va avea un număr suplimentar de puncte față de cel care a lucrat în condiții normale, iar acel număr de puncte care este același pentru toată lumea, calculat strict pe principiul contributiv, va trebui mulțită cu o valoare pe care o vom agrea cu toții, fie că se numește VPR, fie că se numește altcumva, și atunci toate aceste inechități vor dispărea. Practic, noi asta facem în momentul de față când evaluăm dosarele. Aducem acel număr total de puncte pe care nu-l avem, că și așa am auzit multe discuții, dumneavoastră v-am și arătat pe efectiv pe dosare de pensii ceea ce facem. Noi avem dosare în plată și de acum 30-40 de ani în plată. Nu existau aceste lucruri, aceste informații în dosarele de pensii. Legislația dinainte de
80-90 și imediat după. Nu existau. Nu, adică, nu avea punctaj. Credeți-mă că dacă noi aveam aceste lucruri, nu mai făceam acest proces de evaluare și vrem și noi să lucrurile să meargă foarte repede. Pe lângă lucrul acesta, noi trebuie clar, și iar această informație nu aveam, să distingem foarte clar stagiile contributive și stagiile necontributive. Este foarte important, pentru că dacă se va introduce un nou concept de lege de pensie minimă, care nu are nicio legătură cu indemnizația socială care este în prezent, acolo se ține cont de niște bonificații în plus pentru fiecare a lucrat, dar pe bază contributivă. Pentru că sunt o grămadă de stagii necontributive, le știți și dumneavoastră, da, concedii medicale, da, militar, armată și toate celelalte, care ar trebui să ținem cont de ele, că nu fac parte din acele stagii contributive și atunci trebuie într-adevăr să bonificăm pe omul care chiar a cotizat la sistem, la bugetul asigurărilor sociale. În momentul de față, de asta este acest proces laborios pe care noi lucrăm și reușim să avem aceste date foarte clar, ca în momentul când vom veni cu nou act normativ, să eliminăm aceste inechități de care v-am spus mai înainte, care au fost calculate pe legislațiile anterioare și practic va exista acel număr de puncte care se va mulți cu o valoare și aceste lucruri, într-adevăr, începând de acum înainte, nu vor mai exista, iar pensiile aflate în plată vor crește, evident, pentru că principiul este foarte clar, dacă cumva... Unii vor scădea. Dar dacă scad, nu scad ca cuantum, rămân în plată. Da, scad în timp, da. Rămân în plată, adică nu vor scade nicio pensie. Deci asta urmărim prin acest proces pe care... Și la final, întrebarea cheie din punctul meu de vedere, când, dacă puteți să le spuneți pensionarilor, când e timpul limit, adică când să se aștepte la această lege în 2023? Da. 2023. Eu zic că în anul 2023 deja noi trebuie să avem deja un act normativ pus pe masa decidenților politici, astfel încât el trebuie să-și parcurgă. Noi trebuie decât să punem la dispoziție în Casa Națională, Ministerul Muncii, acel act. După aceea, după cum știți, orice act normativ intră în consultare publică cu tot ce absolut înseamnă organizații de pensionari. Politică, da? Nu, în primul rând, noi trebuie să ne consultăm partenerii noștri sociali. Mă refer în primul rând la organizațiile de pensionari reprezentative la nivel național, organizațiile de sindicate. După aceea urmează procesul strict pe care știți cum nasă procesul legislativ. Camerele de specialitate din Parlament și ultima dată, bineînțeles, votul final. Dar noi trebuie deja, undeva pe sfârșitul acestui an, începutul anului viitor, deja să prezentăm acest act normativ pentru a fi luat și a merge în dezbatere publică. Da, acestea au fost informațiile domnilor și domnilor. Le mulțumim invitațiilor din această seară și mă îndrept acum către Violeta Romanescu. Bun găsit, Violeta, ce n-ai pregătit? Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Imagini luitoare, bătăi cu forțele de ordine, o explozie de violență în România. Avem transmisiuni în direct. Poliția caută drogații. Avem și un protest față de droguri chiar în fața premierului. Iar teologul Valentin Gui a fost testat pentru consum de droguri, cum ne povestește chiar el la ediția de seară. Am aflat și misterul celor 22 de tineri morți în club, însă discutăm împreună cu invitații mei și despre scandalul pe care ungurii îl forțează în Ardeal. O să vedeți imediat cum conduc oamenii lui Victor Orban și la București. George Simion a mers în maghiarime și a scos oamenii în stradă. Avem detalii în doar câteva clipe. Și David Popovici a fost umilit de ministrului Orban de la București. De asemenea, avem informații de ultimă oră și despre manifestația neomarxistă care se pregătește aici în capitală. Imaginea simbol a noii lumi după marea resetare imediat.